Tragedie în lumea sportului de contact. La doar 20 de ani, sportivul Răzvan Țiru a pierdut lupta cu viața în urma unui accident rutier petrecut duminică seara. Printre cei care regretă dispariția lui se află și Leonard Doroftei, fostul campion mondial de la box profesionist. O perioadă de timp, moșul a pregătit pe Răzvan la sala de pe bulevard. Un om extraordinar, un băiat care te făcea tot timpul să zâmbești oricât de greu ar fi fost antrenamentul. Din păcate, l-am pierdut. Luptătorul buzoian era un fan al lui Doroftei, la fel ca și veteranul Mihai Țegolescu. Amândoi făceau naveta la Ploiești pentru a se pregăti împreună cu idolul lor. Lui Doroftei nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat, iar regretul este enorm pentru că era foarte tânăr și avea un viitor foarte frumos în kickbox. Muncea din toată inima lui să demonstreze că poate să facă ceva. Din păcate, accidentul a fost groaznic pentru el. Și pentru noi, pentru cei care l-am cunoscut, pentru cei care l-am apreciat. Răzvan Țiru avea 3 victorii din tot atâtea lupte disputate în supercombat, dintre care 2 prin knockout. A debutat într-o gală în luna octombrie anul trecut și trebuia să lupte într-o alta la sfârșitul lunii februarie.